Gelu Diaconu, despre colaborarea se.re.i.anaf, nu a fost încheiat niciun protocol / Adrian Zurbu, cel mai prost evazionist. Fostule FANAF, Gelu Diaconu, vorbete într-o postare pe Facebook despre colaborarea SRI cu ANAF, precizând ce nu a fost încheiat niciun protocol între cele două instituții. Diaconul taxează pe proprietarul Mediafax, Adrian Zurbu, despre care spune ce este cel mai prost evazionist. Zilele acestea a fost desecretizat protocolul încheiat în 2009 între parchetul general și SRI. Se pare că în conținutul acestuia sunt nelegalități grave, semnalate deja în spațiul public de două voci autorizate, doamna Garbovan și domnul Morar. Asistam însă la un asalt tembel asupra justiției și a altor instituții ale statului din partea unora direct interesati. Se uita cu suvintacat de mult fusese cangrenata România, simca mai este, dar la un nivel mult redus în opinia mea, de fenomenele corupției și ale evaziunii. În loc să se discute de la caz la caz, cu exemple concrete de procurori care au fabricat / masluit / ascuns probe, analiștii natiei înfierează întreaga luptă anticorupție. Culmea ipocriziei, ieri am aflat cum cel mai prost evazionist pe care l-am văzut în viața mea. Și am văzut destui, un fost mare mogul care a furat milioane de euro de la bugetul statului, a sesizat parchetul general asupra unor infracțiuni de care s-ar face vinovati semnatarii protocolului în cauza. Nu-i dau numele pentru ca el stiti dumneavoastră. Foarte bine. E drept, cam anemic, CSM a început să arunce peste bord abuzivii din sistemul justiției. Poate fi sacrificată însă sizeita dreptatii fata de miza enorma a recredibilizării justiției. A s-a incat. În acest context al defaimării obsesive, ar fi de-a dreptul fatal statului roman dacă, după exemplul ANAF, instituția a ajuns în pragul disolutiei, SRI Sidna ar ajunge pe mana gastitel drum. Pese. Pentru la trai de pripas reamintesc că între ANAF și SRI nu a fost încheiat niciun protocol. Cei 21 de ofițeri SRI au fost detasati la antifrauda prin decizia Consiliului Suprem de Apărare, din componenta căruia faceau parte premierul și ministrul de finanțe, adică SFI mei directi, scrie Diaconu, pe Facebook.